dorința noastră va fi și împlinită dacă vom primi votul botoșenilor la legile locale, județene și parlamentare din acest an. Dar acest vot va veni sau nu, în funcție de munca noastră, de implicarea fiecăruia dintre noi în dezvoltarea comunităților locale pe care le reprezentăm la nivel local, județean, și, dar și în Parlamentul și Guvernul României. Și totuși mă întreb și vă întreb, vom câștiga alegerile locale? Ne vor alege botoșenii? Eu cred că da. Și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră credeți și simțiți la fel. De ce? Pentru că suntem o echipă puternică, pentru că suntem o echipă mare și unită, iar în organizația noastră avem oameni puternici, de valoare, doamna președinte, domnul ministru, dumneavoastră, doamnelor și domnilor parlamentari, dumneavoastră, doamnelor și domnilor primari, viceprimari, consilieri județeni, consilieri locali, toți ați pus umărul și v-ați pus amprenta pe dezvoltarea localităților pe care le reprezentați. Și pentru asta permiteți-mi să vă felicit și să vă mulțumesc. Dar oare este de ajuns? Și vă adresez această întrebare datorită câtorva realități cu care ne confruntăm. 1. Suntem în opoziție. 2. PNL schimbă tot. Inclusiv legile electorale, alegerile primarilor din două tururi, alegerea președintelui Consiliului Județean din rândul consilierilor județeni. 3. Președintele Iohannis vrea să-și vadă visul îndeplinit, fără PSD-iști în funcții publice. Și mai vrea ce? Vrea anticipat. Vă propun să analizăm. Suntem în opoziție. Cine din această sală se gândea în 2017, 2018 și până la alegerile din 2019 că vom ajunge în opoziție? După un program de guvernare bun, după implementarea 70% din programul de guvernare, după măsuri bune pentru, și foarte bune pentru români, după creșterea veniturilor românilor, după creșterea economiei naționale și cu investiții importante în fiecare localitate din această țară, după toate acestea și după multe altele, le-a prezentat bine doamna președinte și cu domnul ministru Judei, astăzi suntem în opoziție. Asta înseamnă că am făcut și greșeli. Greșeli pe care trebuie să le identificăm și să nu le mai repetăm. Iar această analiză să o facem acum, cât suntem în opoziție. Eu cred, și o spun clar și respicat, cu subiect și predicat, că nu noi am pierdut voturi aici, în județul nostru, nu noi pe nemunca noastră, ci pe deciziile CEX-ului. Pe unele decizii ale CEX-ului național, care ne-au impus oameni, candidați, chiar dacă știam din start că vor fi pierdați. CEX-ul național și-a arătat limite. Nu mai merge așa. De 4 ani de zile auzi și auzim că CEX-ul face și desface, că CEX-ul dă jos guverne, premieri și miniștri. A venit vremea să le spunem celor de la București, și cred cu tărie acest lucru, că noi știm mai bine ce avem de făcut și unde ne îndreptăm. Și avem oameni valoroși în această organizație care știu să o facă, care știu să ne reprezinte și știu să ceară, așa cum au făcut și până acum, mai mult pentru județul nostru și mai puțin pentru
acei conducători din Cexul Național care se tot rotesc. Și aici mă refer la doamna președinte Doina Federovici și la domnul ministru Marius Budăi și cred că sunteți în asentimentul meu. Eu îl susțin și propunerea nu este doar de la mine, este la doamna președinte, într-o, dacă dumnealui își dorește, la o ocupare a unei funcții în conducerea partidului la nivel național și da ocuparea unei poziții în CEX-ul, în viitorul CEX național, alături de doamna președinte Doina Federovici. Și aceste... Dumneavoastră sunteți criticat, dar criticile vin doar din egoism și din lipsă de invidie față de dumneavoastră și de realizările dumneavoastră. Și aceste cerințe sunt îndreptățite. Noi am câștigat alegerile, toate alegerile în județ. Noi, PSD Botoșani, am fost și suntem în primele organizații naționale din țară și am adus voturi importante în coșul național. Și mai este un motiv datorită căruia suntem în opoziție. Am fost trădați de unii din parlamentarii PSD care, și trebuie să o spunem aici, pentru că trebuie să fim mai atenți pe viitor, care au înțeles să voteze împotriva guvernului PSD și astăzi sunt în alte partide și ne fac opoziție. Și avem, din păcate, un exemplu. Nu pot să-i spun doamnă. Parlamentarul Mihaela Vâncă ne-a trădat, v-a trădat și a trădat interesele și așteptările botoșenilor. Ce este de făcut? Să înțelegem că, și trebuie să înțelegem acest lucru, că partidul nu mai trage candidații.